Bună ziua, dragi prieteni, fani și urmăritori ai proiectului FEA Championship. Vreau să vă informez despre co-main eventul turneului FEA Equinox din 23 septembrie. Va fi o piramidă în categoria de 85 de kg. Categoria de 85 de kg este o categorie foarte și foarte interesantă. Ea, ultimul timp, nu este atât de populară în lume, dar să ne aducem aminte în istorie, în Chișinău, la turneul nostru, în K1, a fost dată prima centură în categoria de 85 de kg. De acum deja istorie, dar asta este. În această categorie noi aveam planuri mari, dar aceste planuri, și nu numai în categoria 85 și în multe alte interesante situații, ne le-au dat peste cap toate evenimentele care se produc în ultimii 3 ani. Așa că mergem înainte cu 85. Era planificat renumitul luptător Nicolae Carauș, era planificat românul Alexa, era planificat ucraineanul Vershinin, trebuia să participe în această piramidă, bombă, renumitul și foarte cunoscutul veteran deja în ring, Buhidos, care locuiește în Olanda, dar este de naționalitate marocan. Toți ne așteptam la o final 4 extraordinar, dar asta este. Carauș nu se mai luptă, Ucraina e în probleme, Vershinin nu poate participa, Alexa a avut o traumă și nu s-a recuperat. Așa că am hotărât totuși să mergem înainte și am planificat final 4 în 85 pentru a vedea măcar primul pretendent. Și vă dau numele finaliștilor. Unul din ei este deja cunoscutul luptător moldovean, care a făcut pași destul de buni și încrezuți în proiectele profesioniste și în FEA Championship. Asta este Kvasnitsky. El este primul din final 4. Al doilea va fi luptătorul român Ionuț Busuioc. Un luptător foarte bun, care va da o luptă de zile mari pentru a-și ajudeca victoria în această piramidă. Mai avem luptătorul turc, luptător bun, experimentat, Serdar Eroglu. De acum, tradițional, avem luptători buni din Turcia și care ne-au arătat lupte foarte și foarte bune, spectaculoase, care s-au luptat pentru victorii în mai multe piramide organizate în FEA Championship. Și al patrulea luptător este cunoscutul luptător moldovean Maxim Zaplitny. Zaplitny este deja, putem spune, veteran în luptele profesioniste din Republica Moldova. Are multe lupte în spate, are multe victorii, are o practică foarte bogată, este un luptător care permanent merge înainte și de lupte. Cred că va fi un Grand Prix de zile mari. Așa că urmăriți-ne, vedeți toate noutățile. Cu toții așteptăm 23-23, FEA Equinox, septembrie. Fiți sănătoși, mergeți înainte, practicați sportul, planuri cât mai mari și totul va fi bine.